am pornit spre Bolivia. Cel mai plin bus în care am fost vreodată. Din cauza că e ora când ies toți de la muncă. Ora 7. Această capitală poți să iei busul de oriunde, nu trebuie neapărat să fii în stație, doar ridici mâna și oprește. La fel poți să-l oprești oriunde vrei tu pe drum. Apeși pe buton și te lasă unde vrei. Iar dacă nu ai cartelă, poți să rogi pe oricine din bus care are în plus niște călătorii și plătești cash. Da, foarte ok oameni. Noi n-am avut cartelă, tot timpul am rugat pe cineva dacă poate să ne composteze și da, cum să nu. Terminal de omnibus, terminalul extraterestrilor. Omni, extraterestru. Am luat busul de noapte, mâine dimineața ajungem în Bolivia. Busul nostru va pleca de la linia 23 sau 24 și între timp a venit altă companie care se numește Padre Fidel Maiz. Padre înseamnă tată, Fidel înseamnă Fidel și Maiz înseamnă porumb. Tatăl din porumb. Trebuie să mergem cu tatăl din porumb. Așteptăm busul. Este doar o singură variantă la 8 seara care pleacă spre Bolivia din capitală. Compania Spil. Instalat filme la discreție, lux. Și avem mega spațiu. Pe lângă celebra pătură și pernă care se ia pentru un drum lung, oamenii mai au și lada frigorifică plină cu gustări. Uite cum se urcă cu plapul. Am ajuns la graniță. E cu cea mai proastă companie ever. E super, super frig. Am fost de nu știu câte ori la șofer să le spunem să oprească aerul condiționat și a zis că nu se poate. Că e reglat la 22 de grade cu 5. Toată lumea stă cu pătură, toți au venit cu pătură de acasă, că știu care e schema. Și murim de frig, mai putem de frig, ne-am pus tot ce avea mai gros pe noi, două gici. Merge aerul ăsta, intră pe aici. Controlul bagajelor din Paraguay, ieșirea din Paraguay. Am intrat în Bolivia. Super greu. Procedura de intrare e în felul următor. Prima oară noi am intrat pe site-ul MAE, unde acolo apare un formular pe care trebuie să-l completezi. Sunt vreo 5 documente pe care trebuie să le atașezi în formular și documentele sunt în felul următor. Copie după pașaport, copie după vaccinul pentru febra galbenă, copie după dovada cazării unde stai, copie după extrasul bancar și mai ce? Pe extrasul bancar, itinerariu și asta e tot. Odată atașate documentele, trebuie scos doar formularul pe care îl completezi cu datele tale și documentele rămân undeva trimise în baza lor de date. Noi am scos formularul respectiv, l-am semnat și n-am prezentat cu el la graniță. Dar odată ajungi la graniță, a zis că nu, ăsta e doar formularul completat cu datele tale, dar toate documentele pe care le-am atașat scoase la imprimantă cu dosar cu șină. Și pe lângă asta, noi am citit că nu este nevoie. Pe lângă asta se mai plătește și o taxă de 723. Adică taxa 105 euro. Și pe lângă asta ne mai cerea și biletul de ieșire din Bolivia. Dovada ieșirii din Bolivia. Până la urmă am scos-o la capăt, ne-a ajutat cineva din... de la graniță. Ne-a ajutat. Am plătit 60 de lei pentru 10 pagini obosite. 50 de lei pentru 10 pagini la seară. Asta a fost cea mai mare plată pentru niște... 55 de bani. E aproape
aproape vreo 40 de lei pentru 10 pagini la Xerox alb-negru. Cel mai mare preț plătit vreodată pentru niște pagini scoase la Xerox, da, la graniță. După aia mai schimba și bani, pentru că trebuia euro, să toată lumea schimba numai dolari. Și până la urmă este un polițist de la frontieră că ne schimbă el, dar ne dădea un curs de la la 200 de euro, pierdeam 30 de euro. Și urmă am găsit alt polițist de la frontiera cu Bolivia și ne-a schimbat la mai ok. Pentru la bagaje de vreo 4-5 ori și la ieșirea din Paraguay și la ieșirea din Paraguay încă o dată și la intrare în Bolivia. Și acum suntem în final în Bolivia, așteptăm ceilalți pasager, oameni din bus și busul să vină. A, și ne-a dat viză doar pe 30 de zile. 30 de zile, da. Am uitat să spunem că pe lângă toate documentele astea imprimate, au mai trebuit și două poze tip pașaport. Pentru fiecare. O întreagă nebunie. Bine că am scăpat și noi. Bine că mi-a cerut dosarul cu șine. Da. Și bine că am scăpat să arătăm și biletul de ieșire. Că la un moment dat tot verificat dacă sunt toate scoase la imprimantă și la un moment dat a zis, a, păi și dovada biletului de ieșire, unde e? Păi nu e, da, avem bani în cont, ce mai contează. Până la urmă a lăsat-o așa. Și afară de asta, noi trebuia să mergem în Santa Cruz, dăm schimb la Santa Cruz, am dat cancel la cazare și mergem în Vilamonte. Trebuia să schimb itinerariul, câte zile acolo, câte zile acolo, cazare acolo, cazare acolo. Nu știu, cazare după booking și după i-am dat cancel. Doar ca să avem dovada că trebuie arătată la intrare, pentru că te pune să arăți pe lângă dovada cazării imprimate, trebuie să ai și numărul de telefon al cazării și adresa. Și a trebuit să luăm una ca să putem să ne dea ok, altfel ne întorcea. Plus că trebuie să scoți și la imprimantă să arăți dovada că ai cazare. Nu de altceva, dar la intrare în Bolivia se plimbau găinile și cratițele de comunicare sunt fix în graniță. Femeile cu cratițe vând mâncare fix la graniță și schimbă banii legal. Toată lumea are cambiu, 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 toată lumea schimbă. Am întrebat pe cineva cât este cursul pentru euro și a zis că nu, doar dolari. Pentru 100 de dolari, 680 de bolivieni. Am avut noroc că ne-a schimbat polițistul de la frontieră. Un polițist care la început zicea, o, stați la rând, face aia, toți de la de noi, în continuu, n-aveți alea, nu știu ce. Și după aia, când a văzut că avem tot ce trebuie, dar nu le avem imprimate, și a mai revenit și după, hai să ne schimbe și euro, ne dă cursul ăsta, mă întreabă, e ok? Îi zic, e ok. Sigur? Sigur. Nu era încă sigur dacă îi trage comisionul sau nu. Stai seama că așa extras, dar ne-a dat un curs destul de bun, pentru că pe net am văzut că era un euro 7.3, el ne-a dat cu 7. A fost ok, n-aveam încotro, nu există nicio soluție. Bancomat nu există, să plătești cu cardul nu se poate. Am întrebat de bancomat și a zis, păi nu vezi că granița asta e pe câmp. E munte, păi e și munte. Au ăștia care vând ciorbă la POS. Oală, au POS la... Când aveți voi la graniță cu numărul 75, prima oară în istoria călătoriei ne dă bătăie de casă. Seara. Seara în Bolivia. Au așteptat toți după noi, autobusul. Am stat acolo până să completăm formularele, să tragem scoate la imprimantă. Am fost la un cetățean care era cu birou și am zis să ne scoate și una asta la imprimantă. Și a zis că nu știe, nu se pricepe. Și am zis că am sticlul, că nu trebuie să trimit prin Bluetooth. Că nici așa nu se pricepe și era la calculator, era super funcționat. Angajat pe funcție publică și zic, ok, ai că fac eu sticlul și le scot. Da, dar dacă e calculatorul de stat, dacă nu știu ce. Da, și după aia, ok, hai că le scoate și după aia, hai, costă 5 da, bolii, aia, 5 da. Pe pagină. 5 bolivieni, nu știu cum numărăște, 5 peso bolivieni, 5 peso bolivieni în pagină, asta înseamnă până într-un euro, dacă un euro pe e 7, pagina negru, obosită. Da,
Trasă. Dar n-aveam un control. Am zis, gracias, gracias. Și nu nicio gracias, da, trebuie să plătiți. Și eu nu contează, plătim, dar te-am zis și gracias pentru ajutor. Da. Că dacă fugim direct. Până la final nu era la ghișeu și ne aștepta afară. Plata. Și când ne-am dat banii, te-a luat așa pe pirate, să nu vadă colegii, să nu vadă nimeni. Deci trebuie să fim atenți, că e o țară dubioasă, toată lumea vrea să fure câte ceva. Și n-au dat și doar 30 de euro. Bine că n-au dat și 100. Într-un timp nu vreau să ne lasă să intrăm, că n-avem toate documentele, că nu sunt printate. I-am arătat certificatul COVID, nu, că trebuie printat. Păi uite, alți oameni ți-au arătat certificatul COVID după telefon și nu l-au printat. A, nu, că pentru țara voastră trebuie printat. Dacă nu suntem din Brazilia, trebuie să-l... Da, dar mai era, uite, un tip care e din Rusia. Era lângă noi și a arătat și nu i-a trebuit printat, nu i-a trebuit nicio foaie printată. Doar pentru România a fost o situație mai dificilă. Faza fanii a fost că la ieșirea din Paraguay mă întreabă polițistul la frontieră, de unde ești, cu ce te ocupi? Și după aia îmi zice, arată-mi dinți. Îmi zic, ce avea asta în cap, vreun control de droguri, vreo chestie din asta. Și iară dinții, aaa, ești rudă cu Dracula, cu ceva. Până îi zic, nu, că tu ești. Asta a fost singura fază. Fanii, în rest, am stat la granță, o grămadă. 3-4 controle de bagaj. S-a așteptat o grămadă. Plus că mai este o graniță la 200 de km înainte, în Paraguay, în mijlocul Paraguay. Nu știu ce graniță aia, pentru ce e, că nu e cu Bolivia, nu e cu nimic. M-am stat la granița cu Bolivia. Nu spune nicio ștampilă cu pașaport, doar te controlează și îți verifică pașaportul. Toată lumea trebuie să iasă în șirindian. Trebuie să iasă și... Vine un câine, miroase toate bagajele, după care fiecare bagaj este deschis. Bine, dar noi ne-am întrebat de unde este, din România. Nici nu mi-a deschis, s-a băgat din mână decât mâna, așa... Puțin, da. Dar nici n-am fost, la alții au rupt. Au rupt, da. Și suntem cu această companie, după cum se vede, se numește Stel Turismo. Atunci când am luat biletele, ne-a spus că avem inclus și cina și micul dejun. Și ne-a dat acum un lăptic obosit, o cutie mică de lapte cu ciocolată și un pachet de napolitane. Și cina... Cina, ai luat un somn. Am visat la cine, plus că au avut aer condiționat, dat drum maxim, cred că a fost cel mai fric posibil, eram ca într-un congelator, am fost de 8 ori la ei, se răspund să închidă aerul sau să dea mai încet, și la urma 8 ore s-a inimit omul, domnule, păi 22.5, n-am ce să-i fac, nu știu ce, oprește-te. Și lângă șofer e celălalt colega lui care dormea și mereu mergeam jos, băteam la ușă, trezeam pe ăla și la un moment dat s-a enervat șoferul și a zis, băi nu, să doarmă colegul meu, păi terminează odată. Dar nici noi nu putem să dormim cu frigul ăsta. Și faza e că la ei era super bine în cabină și aici era un frig inimaginabil și în afară de asta toată lumea era cu plăpuri. Toți care sunt în bus au plăpuri din cauza că ei merg, cred că, mai frecvent. Și pe lângă asta au și geaca de iarnă. Geaca de iarnă și tot. Și totuși sunt 35 de grade afară și în congelator, 0 grade. 0 grade, da. Asta a fost experiența de intrare în colegia. Suntem plecați de 13 ore, cred că mai avem o oră jumate. Până în Santa Cruz trebuia să facem 24, 26, 28 de ore. Dar ne-am gândit că e prea mult de stat în vârst și am dat skip la Santa Cruz, am zis coborăm mai devreme. Chiar dacă am completat că mergem în Santa Cruz, pentru că busul merge în Santa Cruz, cazarea fiind în Santa Cruz, ne-am schimbat planul și traseul. Mergem spre Uyuni, mergem în altă zonă. Aterizăm. Ibibobo. Prefix în mijlocul câmpului, unde este pista de aterizare. Și a intrat o doamnă care schimbă atât dolari și euro. Și real, și guaraniți, are de toate. Mamaia. Și acolo și azi. Am luat-o pe câmp că e blocat drumul.
instrucțiile pe drumul. Acest video este pentru Adela Dana M. Multă baftă din Bolivia! Am ajuns în Villa Monte. Ne-am dat jos în Villa Monte. Acum trebuie să căutăm cazare. Wow, ce bine afară, cald. Acum când ne-am dat jos din bus, veneau și cu meniurile. Dar n-au vrut să ne dea, i-am zis la dă-ne domnul meniu, nu, că mai încolo se dea. Mai încolo se dea. Sticluța de Coca-Cola și o casoletă de orez, cred. Ceva. Mi-a lăsat bine, fix lângă piață, legume și fructe. Avem și bani schimbați, meniul zilei. Oh, ce bine miroase, câtă bogăție, legume și fructe. Uitați în piața locală. Oh, ce bine miroase, pătrunjelul, salata, zica, iuca. Chiar și animale moarte. De început ar trebui să ne luăm niște frunze de coca. Dacă ne sar în cale. De revenirea după atât am mers. Fix cum am ajuns aici, mi-apare pe telefon că cineva se uită pe locația noastră, unde suntem. I-a părea și am dat s-o scot. Mi s-au rupt și ochelarii. Bine, în piață, bineînțeles, se poate găsi cazare. Prima cazare, 80 de bolivieni. Care înseamnă 11 euro. Fără baie în cameră. Fără baie în cameră, cu baie împărțită. Am venit să mai vedem o cazare, două, să avem de unde alege. King, erau cazări doar de la 30 de euro în sus, dar am zis că sigur găsim la fața locului, la fața locului mult mai ieftin. Ce căldură la ora 12. O altă cazare care nu este pe Booking. Nu-i nimeni. Zici cu ce ai zis, dar fără internet. Fără ventilator. Oricum, ventilator nici nu vrem. Matele și un râu. Sunt cazări una lângă alta. Am mai găsit o altă cazare. Asta este alohamentul terminal. Costă 80, dar arăta cam dubios. Și mergem la altă. Am ajuns la pește. Oare o fi zonă de pește? Am instalat în casa cu flori. Cu Noul Testament. Și asta e camera pe care am luat-o pentru 60, fără Noul Testament și fără Vechiul Testament. Dacă ajungeam la un consulat, puteam să luăm viză gratuit. Azi am făcut-o de oaie. Am plătit taxa de viză. Ne-am uitat pe net și se putea fenta treaba asta să fie gratis. Dacă ajungeai la un consulat, găsim în Argentina, puteai să aplici gratis. Dacă ajungi la graniță, trebuie să plătești. Doi la mână. Ochelarii rupți și trei la mână, Andreea și-a pierdut provărul. 4. Provărul din Peru. 4 la mână, a apărut un AirTag pe telefonul nostru și ne-am uitat și fix cum a mers cu busul, cum a mers pe jos prin orașul ăsta, absolut tot traseul. Și acum am dat sări să vedem unde e AirTag-ul ăsta sau ce-i cu el.
Și fix în locul unde și-a uitat Andreea Plovor. Și acolo arată locația. Dar Plovorul nu mai e, că am fost pe banca pe care am stat și Plovorul nu mai era. Am făcut-o de oaie în ultimul hal. Faza e că nici nu scrie pe Mae că poți obține viza gratuit. Și noi credeam că ajunge la graniță și gratuit dacă nu scrie nicio taxă, nimic. Cum acolo am zis să căutăm mai multe surse, chiar dacă se Mae Ministerul Afacerilor Externe, uneori nu găsești informația completă pentru anumite zone, pentru anumite țări. Mai ales că completasem formularul, în formularul nu scria nimic de o taxă. Deci este gratuită viza dacă se ia de la consulat înainte. Dacă o iei de la graniță, plătești o sutică. Chiar dacă o iei de la consulat sau o iei de la graniță, trebuie să vii cu toate copiile. Care le-am spus mai devreme. Trebuie să faci copie la fiecare document în parte. Chiar dacă l-ai aplicat online, trebuie să vii și cu el fizic. Căutăm să schimbăm niște bani, pentru că în zona asta toată lumea schimbă doar dolari. Vedem, poate găsim pe cineva care schimbă euro. Este o căldură inimaginabilă în zona asta. Mai sta puțin în cameră. Am zis că poate scăpăm de căldură, dar de unde e? În cameră era mai cald. Bine, am avut și avem și o cameră low budget, fără ventilator și fără aer condiționat, cea mai ieftină posibilă. Dar pentru o seară... Mai ales că suntem și obosiți după drum. Piața centrală în față. Țară nouă, wow, cum arată mașina asta. Sunt cam rupte mașinile. Facem ceva și nu schimbă euro. Căutăm în piața asta, poate găsim pe cineva. Chiar la MoneyGram. Muzică la greu. Și film. Sunt niște frunze de... cât a sacu. Alinile. Ce cantitate sa aici? 23 kg. Y aquí cuánto se puede tener con la cantidad? Mira, según la ley vos puedes manejar solamente 15 libras. 15 libras. El trabajador después de las 15 libras. Ajá. Más allá no. Así que te das permiso. Muchas gracias. Ya. Vamos, niște frunze pentru că vă doare pe Andreea Burta. E prima zi. Ia, fost de cap. Înapoi pe frunze de revenală. Cu 3,50 lei în Bolivia. O pungă de frunze de coca. Asta o frunză. Ai zis că vând la gramaj. Bani de la Banca Union, în final am găsit nicio casă de schimb. Nu știu dacă ne-a luat comision, o să vedem mai târziu. Așa arată sutica, care înseamnă 30, cam 15 euro. Papagalul și floarea paradisului, paraba, azul, cataracta, arcoiris. Pe 50 avem o biserică și aici indigeni. Crocodilul pe 20, Ante Bolivianus, arbol, toborochi. Primele informații despre o țară le găsim pe bani, care sunt cele mai atractive puncte. Isla del Pescado, insula peștelui. Second hand pe Otto Camașa. Minune, i-a trecut durerea de burta Andrei cu frunzele de coca. Și acum aprobez niște blugi Cherokee. Am găsit un SH. Nu știu să zic, la spate. În față sunt... ca lumea, da. Sunt mișto. E mișto modelul, old school așa. Dar numai haine de firmă. Asta îți mai găsa scumpă, gen 50 de euro. Marca. Trebuie să și cauți printre ele. Ce aici, ribă cu old school? Wow, shortul, ribă. E ribă cu... Te porți? Mare ce? Sau așa se poartă? Așa se poartă, mai de repări. Repări. Grații.
No boundaries, fără limite. Lux de Bolivia. Pentru cum tamarindo. Pă la 3 litri, 6 lei aproape. Primul contact cu prețurile din Bolivia. Am scos bani, ne permitem. E Boqueron, căutăm peștișorii. Loc de pește cât vezi cu ochii. Da, de surubi. Cum ar fi un șnițel de pește care se numește surubi. Trebuie să ne tunăm cu un pește și cu o supă de pește. Hai să vedem care e cel mai frumos loc. Să vedem pe partea aia. Porcușorul. Nu știu că ne-am luat cu o ciorbă de pește care e imensă. 10 bolivieni. Cât vine? 7 lei. Hai să-l vedem pe Paco, ne-a spus că are un papagal în spate. Paco! Paco! Poftă după 30 de ore nedormite. Și felul 2, peștele Paco, porumb și iuca. Porumbul se numește mote. Am mâncat la ciorbă pește surubi și felul 2, pește Paco. Peștele Paco a fost ca o pastramă, super, super bun. La grătar. Ne-am prietenit și cu proprietarul, am stat de vorbă cu el foarte, foarte sociabil omul. Ne-a dat câteva ponturi ce să vizităm mai interesant în afară de locurile mega turistice. Și mega surpriză, când i-am zis că suntem din România, a zis Hagi. Nadia Comăneci, știa din 94. Ia uite, se reciclează, lux. În Paraguay știau de Dracula, aici de Hagi. Asta ne-a costat 55 de bolivieni, care înseamnă aproximativ 8 euro. Două ciorbe și un pește imens. Credeam că e micuț, dar sub el era plin de cărnoasă, de pastramă. Asta e tare, înapoi în locurile tari. Ia uite pe ăștia doi. Ce dracu ăsta. Hola. Voi în locuri friendly. Când vrei să mănânci, doar te-ai oprit și ai găsit și pe stânga și pe dreapta mâncare. Dulce, sărată, înghețată, sucuri. Tot ce vrei tu. Sucuri naturale, bineînțeles, din fructe naturale, freșuri. Peștele. Ce frumos viu! Cu munții! Orașul din pe munți, Vila Munte! Vila Munte! Ce diferență față de Paraguay! În Paraguay nu prea ne-a plăcut. Acum am ajuns în Bolivia, parcă am ajuns acasă. Toată lumea mult mai friendly. Cel super liniștit. Am dat o mare tură prin el. Am ajuns în grădina Ghețimani, unde piticii joacă fotbal. Ce tare este acest coș de gunoi. Un souvenir din Aruba, chiar dacă n-am ajuns. Aruba. Planul la 2 lei. Să-ți iei cu Aruba. Niciodată. Dopuri. Acolo, uite, pe țeavă.